Salutare, dragi prieteni, ne aflăm în zona Râșnovului, sunt alături de Crenguța, fata mea, și astăzi am avut o zi nemaipomenită. După cum știți, ne-am reapucat de nou sezon de filmări și eu fiind într-o zonă mai specială, la munte, priviți și în spatele meu munții, e o zonă nemaipomenită, pădurea, râu alături, am avut-o pe Crenguța drept operator în ultimele două săptămâni. M-am descurcat super bine. Da, păi cum a fost, tati? Cum ți-a plăcut la filmări? Mi-a plăcut, doar că a trebuit să stau mult cu mâinile sus și e super dureros după 10 secunde să stai așa. E foarte dureros. Păi de ce? Te-au pus la zid? Da. Da. A filmat din mână cu telefonul. Vreau bine, am mai avut că... și gimbalul ăla și a fost mult mai ușor cu gimbalul. Da, am devenit profesioniști, da. Pentru vlogăreală și pentru voi ce o să producem materiale în perioada următoare. Ne-am dotat cu scule, cu lavaliere, cu gimbal, cu un telefon performant și sperăm să-i bătem pe aia de la televiziune cu formatul lor 4K. Asta o să fie 4K. Așadar, vreau să zic că a jucat și alături de mine. Da, a fost super. Da, deci am fost pe rând operatori, pe rând actori și interpreți. Faza e că o să vedeți niște materiale drăguțe. Am să dau și pe la Timișoara să mă întâlnesc cu prietenul Delca, să filmăm și pe acolo niște măgări, tiktokeri și youtuberi. Și am să vă las în continuare să urmăriți câteva imagini drăguțe cu ce am filmat noi pe aici, câteva fotografii. Sper să vă bucurați și voi de ele. Tati, îți mulțumesc pentru participare. Vă pupăm cu drag și așteptăm să vă uitați la materialele noastre filmate. Tot dragul! Ba 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 ba